8 oameni au rămas cu capul în jos într-un roller coaster pentru mai bine de 3 ore. Oficialii investighează defecțiunea caruselului care a impus pompierii să îi elibereze pe cei prinși în buclă. Clipele de groază au fost filmate de martorii de pe marginea caruselului. Oficialii din Wisconsin investighează modul în care cele 8 persoane au rămas blocate cu capul în jos în roller coasterul la un festival în weekendul de sărbători. Incidentul de coșmar a avut loc duminică la festivalul Forest Country din Crandon, un oraș de aproximativ 1700 de locuitori. Salvatorii care au răspuns unui apel în conform căruia mai mulți pasageri au rămas blocați într-un carusel au ajuns să găsească 8 persoane agățate cu capul în jos de hamurile lor de siguranță. Potrivit unui comunicat de presă emis de departamentul de pompieri. Conform comunicatului, caruselul s-a blocat aproape de partea de sus a buclei, pasagerii fiind ținuți în poziție inversată de hamurile de siguranță. A fost nevoie de mai bine de 3 ore pentru a elibera toți pasagerii. Pompierii au apelat la echipe specializate pentru a sprijini salvarea din cauza înălțimii operațiunii. Au folosit camioane cu scări pentru a ajunge la pasageri, asigurându-i pe fiecare înainte de a elibera din hamuri. Salvarea a fost asistată și de un spectator norocos care s-a dovedit a fi un pompier în afara serviciului cu pregătire specializată. A fost nevoie de aproape 3 ore și jumătate pentru a coborî toți pasagerii. O persoană a fost dusă la spital. Cauza exactă este în curs de investigare. Doar un operator a descris-o drept o defecțiune mecanică, potrivit pompierilor, relatează observatornews.ro.